Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne întâlnim în această seară în studioul Mix TV cu doamna doctor Andreea Neculau. Este cea care a preluat în buza crizei, așa, direcția sanitară, direcția de sănătate publică Brașov. Este cea care a venit să gestioneze și să dea un semnal de liniște într-o perioadă în care eram aproape disperați. O știam pe Andreea Neculau în calitate de președinte al Asociației Medicilor de Familie din Brașov. Sigur că în această perioadă este suspendată din această funcție și știm că este și în conducerea Societății Naționale a Medicilor de Familie, este șef de lucrări la Universitatea Transilvania, la Facultatea de Medicină și este prodecan al acestei facultăți. Bună seara, doamna doctor! Bun venit! Vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că dincolo de funcție este întotdeauna omul și am început cu această postură a dumneavoastră pentru că într-un moment în care eram aproape disperați, începuse această criză, eram în panică, la DSP Brașov venea o demisie a directorului de acolo, aflam din presă că jumătate dintre angajați sunt în concediu și cam nimeni nu spunea nimic, nimeni nu comunica, părea Brașovul nostru într-un haos. V-ați încumetat să intrați în joc exact atunci? Ca persoană, așa cum ați spus, sunt responsabilă și întotdeauna am intervenit atunci când au fost momente delicate, fie legate de profesia mea, cea de medic de familie, când, istoric vorbind, am avut dificultăți în finanțarea acestui segment de asistență medicală și probabil vă amintiți de mine atunci cu intervențiile pe care le-am avut. Ca persoană sunt un om de acțiune, sunt un om care intervine atunci când e greu, atunci când nu e de profitat, ci maximum de mă rog, când de suportat consecințele. Când e bine, când e greu, hop și eu. Da, exact, exact. Asta ca intervenție umană. Dincolo de toate, experiența mea care se duce dincolo de profesia mea de medic de familie și anume aceea de lucru în multe proiecte care au vizat sănătatea publică a comunităților și în care mi-am dezvoltat și aceste abilități de a vedea, să zic, mai de sus dinamica serviciilor de sănătate și unde ar trebui să intervenim noi ca să le îmbunătățim, m-a făcut să accept această provocare și invitație care a venit la consens din partea întregii conducere a acestui județ și oraș. E adevărat, dar ați fost vocea speranței atunci. Mi se pare onorant, desigur, dar și copleșitor. Da, este o, să zic așa, responsabilitate copleșitoare, dar cred că până acum i-am făcut față. Sigur că este un moment în care cel mai important lucru este cunoașterea sistemului de sănătate și un motiv pentru care s-a dorit ca eu, ca profesionist, ca medic, să vin în fruntea acestei instituții este tocmai ca să fiu liantul cu profesioniștii din sistemul deci, de sănătate. Un om care știe cu ce se mănâncă, spunem noi. Un om dintre noi. Un om care poate oricând să-și sune un coleg și să vorbească în calitate de coleg, cunoscător al sistemului, privitor la ceea ce se întâmplă acum nou și provocator pentru noi toți. Practic, tot ceea ce aveam înainte s-a restructurat. Cu toții, în calitate de profesioniști, ne-am schimbat modul de lucru cu pacientul. În spitale, mai ales, s-a produs o restructurare majoră în felul cum se acordă serviciile, totul fiind centrat în jurul acestei afecțiuni noi, COVID-19, despre care vorbim în fiecare zi. În jurul prevenției, în jurul principiului paza da. Bună trece primejdia rea. Exact. Dar și foarte multă panică. Am povestit cu colegi doctori, am povestit cu oameni disperați, s-au resetat mulți colegi și au făcut-o bine, unii sunt însă foarte speriați încă. Și știți asta? Categoric, vin din rândul colegilor, nu m-am îndepărtat, teama încă nu a dispărut, teama a venit din necunoașterea evoluției acestei pandemii. Teama a venit din faptul că nu avem exercițiu ca sistem de sănătate de răspuns în situații de criză. Acest lucru s-a văzut și la colectiv, s-a văzut și la alte momente când criza a destructurat practic răspunsul nostru ca sistem de sănătate în mod profund. E și revelatorul care ne arată fotografia reală. Exact, nu? Exact, e momentul adevărului.
Spre deosebire de un moment cum a fost colectiv sau, Doamne ferește, un cutremur în care se produce un impact masiv la un anumit moment și după aceea tu nu faci decât să analizezi consecințele sau să intervii pe consecințe, în acest moment criza se desfășoară gradual. În fiecare zi avem o creștere a numărului de cazuri, în fiecare zi ne uităm la acest val care crește și nu știm până când va crește. Încă suntem pe creștere. Încă suntem pe creștere ca județ. Ca țară suntem în platou, dar asta pentru că o medie a valorilor ne duce în platou. Faptul că unele județe nu au așa un grad mare de transmitere al bolii și care face să aibă în jur de 19-20 de cazuri, sunt județe cu foarte puține cazuri, noi ne situăm în zona, să zic, mediu spre sus. Cum să mă astăzi? Cifra de azi este? 595 de cazuri pozitive, deci ne ducem către 600 de cazuri. Acum, dacă raportăm la 3000 de teste pe care le-am făcut în județ în ultima perioadă, sigur că procentul nu pare foarte mare. Da? Unde ne situăm noi cu gradul de pozitivitate al acestor teste, însă nici nu ne bucură foarte tare, pentru că dacă suntem acum la aproximativ 20% sau sub 20% teste pozitive, asta putem să extrapolăm la situația din comunitate și să ne gândim că încă mai avem. Încă mai avem până când epidemia asta se va satura. Bun, și nu avem totuși oglinda reală, pentru că nu am testat suficient. Da, oglinda reală nu putem face decât pe studii în comunitate, ceea ce deja ați văzut că Ministerul Sănătății pregătește. Studiile în comunitate se fac controlat pe eșantioane reprezentative statistic care să ne dea nouă oglindă asupra nivelului de infectare al populației și ca să ne spună cam unde suntem noi pe valul acesta epidemic. Nu știm încă la ora asta, pentru că noi am testat un grup populațional selectat. Ce am testat? Cum? Selectat prin criterii. Și anume, am avut întâi în vedere persoanele care vin în carantină din străinătate, din zonele roșii. Dacă ei dezvoltă simptome, pe durata carantinei sunt testați. Avem în vedere persoanele izolate care rezultă din anchetele epidemiologice. Orice caz pozitiv are în jurul lui un grup de pacienți, de persoane care sunt contactii săi și aceste persoane, dacă devin simptomatice, sunt testate. Doar dacă devin simptomatice. Avem acest bazin de persoane pe care, împreună cu cele de screening efectuate în jurul comunităților la risc, și anume azilele de bătrâni, acelea cu copii cu nevoi speciale, dializații oncologici, deci persoanele care suferă de cancer, toți aceștia sunt testați, persoanele bolnave dializați oncologici periodic, de două ori pe lună, iar la ceilalți se testează personalul de îngrijire. Deci din acest bazin de screening, noi am identificat aceste cazuri. Deci un bazin selectat. Și aici eșantion reprezentativ, da? Nu, deci este cum reprezentativ aici. Nu, asta este selectat prin risc. Deci grupa de risc asta este selectat luată prin ca risc. Da. Eșantion pur și da, simplu. Exact. Da? Dacă noi vrem să aflăm ce e în populație, trebuie să mergem pe un eșantion care nu ține de grupa de risc. Deci mă luați și pe mine, luați și pe copilul în populație, meu. Doar să fie reprezentativ ca zone, ca vârste, ca așa. După cum se face orice sondaj. Exact, da? Exact ca la sondajele de opinie, ca să aibă reprezentativitate. Așa se vor face acestea care ne vor spune stadiul actual acolo afară. Am înțeles. De grupele pe ce, de risc. Volum de populație asta, s-ar face? Asta să știți că, nu pot să vă zic, dar să știți că nu trebuie foarte mulți oameni. Deci, uneori ajunge dacă și 3%, 3% da. Să zicem, din populația respectivă, un eșantion să fie reprezentativ statistic. Cam când s-ar face această Ministerul Sănătății demarează deja această testare, protocoalele sunt făcute, domnul ministru a anunțat aseară deja. Sigur că asta o să ne dea o imagine la momentul ăsta, nu și în evoluție. Și nu știm cât de repede evoluează. Însă, ce pot să spun raportat la felul cum s-a înregistrat evoluția în țara noastră? Nu am avut acel vârf de care ne temeam la început. Credem că măsurile pe care le-am luat și care au adus imensă frustrare populației și despre care trebuie să vorbim deschis, da? Sunt niște limitări pe care, fără precedent,
pe care noi, ca persoane libere, crescute în democrație, nu le-am avut niciodată. Mai vociferează nici războiul, nici foamea, nimic. Bă, cred că cei care au trăit în război își mai amintesc, dar noi nu prea am mai trăit în război, adică aia care au trăit în război mai prea trăiesc. Majoritatea au trăit acești 30 de ani de democrație. De democrație și de libertate. Și este fără precedent ce li se întâmplă acum, să-ți limiteze libertățile. Și uneori într-un fel destul de brutal, adică izolarea în aceste centre de carantină, să știți că este extraordinar de frustrantă. Eu am intrat într-un centru de carantină, la un moment dat să acord asistență medicală unui pacient și sentimentul acela că se închide ușa după tine și că acolo stai închis. Cine aseamănă cu pușcăria cumva? Deci realmente este extraordinar de frustrant. Pot să înțeleg. Mai ales dacă ești asimptomatic sau... Păi da, pentru că cei din carantină, de fapt, nu sunt simptomatici. N-am nimic și dumneata cu coană mă ții legat aici. Da, deci asta este situația pe care noi am acceptat-o ca fiind o situație de risc și vă spun încă un lucru, un detaliu, ca să vedeți că am izolat corect acest grup. Dacă din grupul de persoane aflate în carantină sau în izolare, carantina fiind, de fapt, ceva mai specific, izolarea este un proces asumat, să zicem. Au devenit simptomatici. Persoanele care au devenit simptomatice din acest grup, aproape 76% erau pozitive. Deci mi-a arătat că am izolat corect grupul și că în momentul în care acei au devenit simptomatici, era aproape sigur că sunt bolnavi. Așa că până acum ce s-a întâmplat pe criteriile acestea, deși frustrante, cred că ne-au făcut să nu ne ducem la vârf. Da? Dar creștem constant. Pentru că noi acum suntem, trebuie să admitem că oamenii nu mai au răbdare. Și trebuie să admitem că regulile n-au fost respectate cu strictețe. Știm și am povestit cu toții ce a fost de Paști, ce a fost la 1 mai. Și uite, de exemplu, vârful Pașii 1 mai l-am avut în acest weekend, când ne-a crescut brusc iar numărul de cazuri. Da. Consecințele libertății de atunci. Deci și atunci s-a vociferat, au fost foarte multe episoade. Și la ce ne așteptăm? La un fierăstrău? Cam așa. Cam așa. Deocamdată un fierăstrău care însă urcă încet și sigur în sus, încă, în județul nostru. Fără să creăm panică, însă. Vreau să spun oamenilor că ceea ce simt eu acolo din interior e mult mai dramatic decât ceea ce trăiesc oamenii afară. Normal. Când ieși afară și vezi soarele ăsta frumos, îți vine să ne socotești și absolut. Și natura ne-a râs în nas. Exact. Cumva, nu? Exact. Parcă îți vine să ne socotești. Dar sfatul meu ferm este să nu ne socotim regulile pe care autoritățile le impun. Mai ales că ne-am sacrificat în timpul ăsta, am îndurat. Am putea strica tot ceea ce s-a construit. Am putea strica cu gesturi atât de simple. Povesteam noi înainte. Îți trebuie atât de puțin ca să fii infectat. Și practic un gest banal, un automatism. Mă duce la boală, face diferența. Exact. Dovadă, colegii dumneavoastră care au ajuns să se infecteze, niciunul nu era inconștient, cu toții aveau instructajul. Absolut, absolut. Sentimentul că se întâmplă ceva în spitale, că există o... că sunt focare de infecție, este și adevărat într-un fel, dar și fals. De fapt, noi acolo măsurăm mai mult, identificăm mai mult. Deci cumva sunt mai mici șansele. Ce spunea doctorul Orțan, e adevărat că ne infectăm mai degrabă la supermarket decât ducându-ne la un control. Acolo însă aflăm. Da. În spital aflăm. De asta ne teamă tuturor. Și asta creează senzația că în spitale se întâmplă ceva. Sau de că fapt... în spital te îmbolnăvesc cu forța. Că intru exact. Pentru că mă doare stomacul și cineva îmi dă un diagnostic. Acolo însă afli ceea ce tu poate purtai fără să știi. Acolo afli și faptul că e coroborat cu o altă afecțiune te aduce uneori în situația să ai o evoluție nefavorabilă a bolii. Deci spitalele nu sunt lăcașe de infecție. Sunt locuri unde se află mai repede că se întâmplă lucruri. Iar ceea ce s-a întâmplat în rândul personalului medical este practic, încă o dată vă spun,
de multe ori oboseala și munca și surmenajul la care sunt supuși, mici breșe din felul cum manipulezi echipamentul, sunt suficiente ca să te infectezi. Da, înțeleg mănușa, da, apropo de faptul că se promovează purtatul mănușilor, dar e suficient cu acea mănușă să te simți să foarte te în la siguranță nas și să te scarpi să nu poți să identifici apoi pe asta ca pe o sursă de infecție și totuși aia este cauza. Bun, deci spitalele noastre, cum spuneam, sunt reorganizate profund. La ora asta se acordă servicii în procent de 20%, deci este redus nivelul de acordare a serviciilor non-COVID. Non-COVID. Mi se pare foarte puțin. Este foarte puțin. În momentul acestei relaxări pe care o așteptăm, și pe care totuși aș vrea să o împingem mai degrabă către 1 iunie decât 15 mai. Asta e o dată complet arbitrară. Mai ales că acum suntem în mijlocul unei luni. Planificările lunii se fac întotdeauna pe o lună. Nu poți să întrerupi în mijlocul lunii ceea ce ai început la începutul ei. Gărzile, felul cum funcționează în spital, nu se restructurează și nu se schimbă peste noapte. Însă, ne pregătim să creștem această capacitate de a vedea pacienții non-COVID la un 50% măcar. Cam în cât timp ar fi un 50%? Sperăm la 1 iunie. Toate spitalele se pregătesc în acest sens. Însă, procesul de revenire înseamnă și reorganizarea ceea ce este acum actual. Noi așteptăm spre sfârșitul acestei săptămâni o clarificare din partea autorităților, cum văd ele. Nu prea ne dau un semnal de liniște. Poate ar trebui să se consulte cu oameni ca dumneavoastră din teritoriu. Unul spune ceva, altul ceva. Și când e vorba și de politică în spate, aici nu ar fi politică, dar totul se politizează. Și de aici confuzia, poate, revolta exacerbată. Confuzie și revolta, acum hai să ne gândim în ce segment. În segmentul populației, da, există confuzie și revoltă, pentru că aici sunt foarte multe probleme. Unul este teama de boală și, practic, cei care au o anxietate mai mare legată de boală doresc să fie asigurați de către stat că sunt feriți. Și statul trebuie să ofere tot ce poate ca mijloace de sprijin. Ceea ce e foarte greu, o asigurare totală, nu? E foarte greu. E imposibil, după aceea, instituțiile lor unde lucrează, unde se vor întoarce să lucreze, trebuie să le ofere. Acelea trebuie să aibă metodologii clare. Ce se întâmplă în școli, ce se întâmplă în instituțiile publice, cum lucrezi în noua realitate de după COVID. Cum lucrăm noi de acum încolo? Va trebui să ne punem birourile mai la distanță? Va trebui să lucrăm în schimburi ca să nu ne întâlnim atâția angajați dintr-o dată? Va trebui să avem dezinfectanți pe hol? Va trebui să ne ofere angajatorul măști? Astea sunt întrebări la care trebuie să răspundem și lucrurile nu se pot face așa peste noapte. Este nevoie de un timp de revenire. Dar acest moment începe de la 15 deci, mai. În 15 doar începem un proces. Începem un proces pe care fiecare îl va internaliza în funcție de nevoile specifice. Privitor la teama de boală și la oameni. Oamenii însă trebuie să trăiască acolo, sunt niște drame economice. Pentru foarte mulți oameni sunt drame economice și noi trebuie să înțelegem că această claustrare nu poate continua la infinit. Va trebui să trăim cu această nouă realitate. Va trebui să ne învățăm să, cum zicea un alt invitat de al dumneavoastră, nu să ne distanțăm social, dar să ne menținem prudența. O prudență. N-am dat mâna. Să menținem prudența în a ne apropia și să menținem asta pe termen lung. E un cuvânt care mie îmi place, se numește reziliență. Reziliență, da. Da. E din zona psihologică, pe care folosesc poate dumneavoastră îl puteți explica mai bine oamenilor. Da, e o capacitate de a rezista și de a te adapta, și de a te adapta în același timp. De a face față, da? Da. De a face față, dar cu conștiința împăcată, nu cu frustrare. Da. Că dacă frustrarea este cea care ne ghidează, permanent o să așteptăm să ne rezolve cineva. Și vom găsi vinovați. Și vom găsi vinovați, da. Acolo unde, da, acolo unde nu poate sunt nu sunt. Da. Poate sunt, da. Dar poate că totuși nu sunt. Există acum o vie nemulțumire și cred că o vom putea gestiona mai bine de acum încolo privitor la internarea pacienților care au simptome ușoare sau sunt asimptomatici și care sunt foarte mulți.
politica. Ne-am și permis, pentru că au mai fost locuri la un moment dat. Da, nu ne mai permitem. Vă spun cinstit că nu ne mai permitem. Marea noastră, să zicem, realizare este deschiderea ca și centru COVID a Sarantorului de Nevroze de la Predeal, unde de la bun început am prevăzut să direcționăm cazurile în curs de vindecare virusologică, le spunem noi. Adică ei nu mai au simptome clinice, poate că nici nu le-au avut. Suntem convinși, le-am făcut niște evaluări de laborator, de imagistică și am văzut că nu sunt consecințe ale bolii și vrem să îi îndrumăm înspre acel loc. Este un loc de recuperare, de vindecare, este un loc unde, practic, îngrijirile medicale sunt de bază. Și foarte frumos, ca decor. Și foarte frumos, sincer vă spun. Câteodată am tânjit și unii dintre noi la un aproape că mă duce și eu o săptămână acolo. Deci, invit, că am înțeles că între pacienți există o rezistență de a merge acolo. Sigur că e un pic departe, că nu poate să vină familia să-ți aducă un sufertaș cu nu știu ce. Dar vă asigur că acolo se gătește bucătăria lor și se poate să se vindece. Aveți încredere în ea, da? Deci da, DSP-ul, da? Instituția aia nesuferită care dă amenzi, așa sunteți percepuți, da? Vine sanepidul și ne amendează. Recunosc că, apropo de asta, că mi-ați deschis un subiect, mi-ar plăcea foarte mult să schimb imaginea acestei instituții. Aveți ocazia. Am ocazia, da, și să știți că de când am ajuns, în paralel cu criza, încerc să gestionez și niște probleme interne, poate că nu neapărat marea revoluție a instituției, dar unul dintre conceptele care mi-ar plăcea să fie implementate este acela de instituție cu scop preventiv și de consiliere. Adică m-aș bucura ca acea persoană care vine să mă învețe ceea ce să fac și să fie consilier. Dacă totuși sunt neserios și odată, de două ori, de trei ori nu am respectat, atunci amendează-mă, dar învață-mă. Se presupune că noi toți, medici, coafeze, nu știu cine, știm legile pe de rost. Și chiar înțelegem absolut tot. Păi nu este așa. Vino și consiliază-mă. În multe state din lume așa se întâmplă. Vine și te învață cum să faci să fie bine. Până acum era nu să te prindă cum e să fie bine. Și ideea era cumva că dacă vine sanepidul, ca și garda financiară, ca și alte forme de control, vin să ne găsească ceva, să ne dea o amendă, să ne pedepsească. O instituție de consiliere și de sprijin și după aceea de control. Așa aș vedea-o eu restructurată. Și pârghile sunt, deci e doar o pârghile iar sunt. În ceea ce privește prevenția, cred că se pot face niște campanii frumoase, umanizate, prietenoase. Să nu mai vorbim despre rolul esențial în promovarea sănătății. Așa cum a zis și ministrul sănătății, așa cum știți cu toții, de ani de zile, instituțiile astea au fost decapitate și au fost, de fapt, deprofesionalizate, că nu e vorba de decapitare, că acum nu și capul politizate, este. Folosite ca atare. Iarăși mă întorc într-o zonă unde... Care a făcut rău, din păcate, pentru că... Da. Să nu judecăm pe nimeni și nici poate că oamenii care au fost acolo unii au fost valoroși, dar ideea este următoarea. Instituția în sine și-a pierdut miezul și substanța și și-a pierdut profesioniștii. Vi se pare normal ca în această instituție ponderea personalului medical să fie sub 30%? Nu, mi se par, deci prea multă funcționărime. Exact, nu sunt funcționari, exact. Sunt oameni. Despre asta vorbim și despre asta vreau să nu mai vorbim și asta ar trebui să fie o altă etapă a reformei în care profesioniștii să-și regăsească locul în această instituție. Dar ce faceți cu cei care sunt? Apropo instituția de situația... încă e subnormată ca personal. E subnormată. E loc. Deci se va completa cu oameni? Exact. Din se zona va completa cu oameni din zona profesională. Cei care erau în concediu, acum nu că nu-i dreptul oamenilor, e dreptul oricui să fie în concediu, dar când jumătate dintre angajații unei instituții aflată, cum spuneam, în buza crizei, sunt în concediu. Noi am fost siderați, apropo de imagine. Da, pot să spun că am verificat și eu informația asta. Într-adevăr, erau persoane în concedii și pe justificate și mai puțin justificate. De frică, doamna doctor. Hai dar, să fim sinceri. Dar n-aș putea să vă zic la ora la care eu am ajuns în 6 aprilie că pot să vă spun că am o analiză concretă și corectă a motivelor fiecăruia. Văzând însă oamenii după aceea, cum vă spun cinstit, s-au strâns în jurul meu.
Deci eu nu pot să spun că am întâlnit, da, n-am întâlnit rezistență în această instituție. Am întâlnit oameni în toate sectoarele care vroiau o schimbare, dar poate nu știau de unde să o apuce. Poate n-au avut persoana care să conducă spre această schimbare. Poate n-au avut politicile corespunzătoare care să-i ducă spre această schimbare. Instituția trebuie reașezată. Așa cum este ea acum, este rău. Și în această stare, această instituție face față cum face față acestei crize. Mulțumită sau nu. Aici sigur că ne raportăm la niște cifre, de fapt, și ele au gradul lor de relativitate, pentru că ne-ați și spus câteva, câte teste, la ce populație, la ce grade, deci nu putem judeca după asta. Totuși vă întâlniți acum cu colegii din țară în teleconferință și aveți o idee. Cum e echipa cu care lucrați? Cum e Brașovul? Brașovul este o echipă care a știut să facă față tuturor obligațiilor, cum să vă zic, nu primi, dar le-am făcut față. N-am fost fruntașii, dar n-am fost nici codașii. Nu știu dacă aveați cum la ce ați preluat. Dar n-am fost nici codașii, da? Pot să spun că alte DSP-uri nu și-au stricat schemele de personal, deși au fost recomandări de restructurare. Pot să vă spun că DSP Brașov este unul dintre județele pilot pentru un proces de reformă debutat în urmă cu niște ani în care practic și-a pierdut. Da, da, am fost de fapt complet dezavantajați. Deci nu v-a adus adică DSP care nu mai are în grijă spitale deloc. Deci practic noi relația cu spitalele am pierdut-o complet. Dintre puținele DSP-uri din pilot. Da? DSP-ul Brașov n-a mai făcut personalul care s-a pensionat, postul s-a comasat. Deci despre ce vorbim? Deci practic ați rămas noi mai puțin. Noi avem un DSP mult mai mic în personal comparativ cu alte DSP-uri în județe mai mici. Bun. Deci o echipă insuficientă pe care însă aveți ocazia să o completați cu profesioniști. Exact. Mulți dintre cei pe care i-ați găsit sunt oameni care își doresc, da, care pot, care, da, vor să muncească, exact, atunci când au un scop și au în spatele cui să se așeze, exact, pentru a lucra. Exact. Avem motive totuși să fim optimiști, zic eu, din, da, afară. Da. Ați gestionat relativ bine până acum. Spuneți că pas cu pas ne apropiem de un 50%, deci să spunem oamenilor adevărul. Reluarea serviciilor, capacității, da, serviciilor noastre medicale non-COVID. Dar parte, ele vor veni cu alte reguli. Aia este. Și pe de altă parte vă așteptați la o creștere a cazurilor COVID? Da. Ne așteptăm la o creștere. Pare foarte complicat ce urmează. Exact. De aceea va trebui să ținem tot timpul. Cred că o să mergem un pas înainte, un pas sau doi pași înainte, unul înapoi. Ca un fierăstrău. Exact. Ca fierăstrău. Adică dacă noi vom remarca că ceva nu este cum trebuie, ne întoarcem înapoi. Deci încercând, înapoi, făcând și, exact, retragându-ne. Exact. Dacă... Așa facem. Toate spitalele își vor crea sisteme de filtru înainte de internare. Internările de cronici, mai ales, vor fi cu testare obligatorie înainte. Privitor la acuți, nu se poate face acest lucru, se tratează ca și când ar fi potențial infectat. Pentru că nu ai timp să aștepți rezultatul testului. Nu ai timp să aștepți rezultatul, trebuie să intervii. Deci, practic, vor avea canale. Există trei canale ale unui spital. Cel de urgență, care este, îi zicem noi, roșu, cel galben de așteptarea rezultatului și cel verde în care se intră după o pretestare, deci cu o pregătire prealabilă. Asta este ceea ce trebuie să facă orice spital de acum încolo. Cât privește ambulatoriile, în care intră și policlinicile și cabinetele de specialitate și medicii de familie, este vorba de o mare centrare pe consultația telefonică, pe e-consultation. E posibil, sunteți medic de familie, dacă vă spun că eu am palpitații, trebuie să mă ascultați, nu? Că nu? Deci nu excludem, deci triajul se întâmplă la telefon, după care noi trebuie să facem un sistem de programare care să permită spațierea consultațiilor, ca să putem dezinfecta, dirijarea consultațiilor cu simptome sugestive de tip febră, tuse spre anumite ore ale programului, de exemplu spre final, ca să putem dezinfecta. Da. Deci, practic, de ce zicem că mutăm în telefonic? Mutăm o programare mult mai riguroasă și un triaj care să ne permită să evităm și aglomerarea
și întâlnirea pacienților din categoriile... Dar răspund colegii medici de familie la orice oră. Practic le dați mult mai mult de lucru, practic. E mult mai mult de lucru. În principiu există și în contractul cu casa prevăzută această consultație telefonică și este inclusă în serviciile recunoscute. Sigur că disponibilitatea noastră de a fi prezent și alături, cu cât criza e mai mare, cu atât s-a manifestat. Nu cred că nimeni nu poate să zică că stă 24 din 24 cu arma la picior. Deci cred că medicii de familie răspund în procentul în care se poate răspunde omenește, dar sigur în programul de lucru. Și mai vreau să vă spun, totuși, dacă vă uitați la momentul acestei crize, fără să fie sprijiniți de autorități, fără să fie incluși în niciun plan alb, fără să fie în niciun fel un segment de asistență care să fie pomenit în vreun fel de autorități, noi am fost deschiși. E adevărat. Așa cum am fost, la geam, la ușă, la telefon, la ceam. Inventivitatea, fiecare creativitatea. Dintre noi s-a apărat cum a putut de ceea ce s-a temut. Dar încet, încet noi ne-am dat seama ce se întâmplă cu această boală, ne-am dat seama ce e în teren. Pentru că suntem un filtru extraordinar, chiar dacă puțin recunosc asta, din cele 30, 40, 50 de telefoane pe zi, eu mi-am dat seama și puțin care este incidența bolii în teritoriu. Ați avut micul test, apropo de șantionul comunității mele și n-am avut atât de multe persoane cu simptome sugestive de COVID. Nu, n-am avut. Sunteți dintre cei care au învățat primii să se adapteze exact la ceea ce spuneam la noua noastră viață. Și continuăm. Și continuăm. Pe ei contați probabil în continuare, sunt aliații dumneavoastră, îi simțiți tot colegi, nu? V-am întrebat înainte de a intra în emisie dacă rămâneți, v-am întrebat cu speranță. Eu stau aici cât timp mi se cere, deci deocamdată sunt aici cu trup și suflet. Știți foarte bine ce cerințe are acest post. E un post care implică o responsabilitate imensă. Dacă se va decide o restructurare majoră a direcțiilor de sănătate publică și asta se discută, eu voi fi prima care voi ține cont de ceea ce se propune. În acest moment însă sunt aici. Am înțeles și veți fi cât va fi nevoie. Exact. Eu cu asta rămân și mă opresc aici pentru că s-a terminat emisiunea, nu că n-aș mai avea ce povesti și aș vrea să-mi promiteți că mai veniți, pentru că e nevoie de ceea ce spuneam, o voce calmă, echilibrată, competentă, care să spună oamenilor adevărul, însă un adevăr suportabil și pentru că de aceea au înflorit zvonurile, de aceea s-a sporit panica, pentru că deseori colegii dumneavoastră au tăcut. Sau mai rău, au ieșit și s-au contrazis și au băgat groaza în noi. Mulțumesc mult! Pornim așadar din 15, ușor, ca un copil care învață să meargă cumva sau reînvață să meargă, într-o viață nouă. Unele lucruri nu vor mai fi la fel niciodată, altele nu vor mai fi la fel o vreme, dar viața merge înainte și asta e important. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dr. Andreea Neculau, directorul interimar deocamdată al Direcției de Sănătate Publică Brașov, prodecan al Facultății de Medicină din Brașov, oaspetele meu astăzi la Mix TV, la Mix Actual, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!